Bună dimineața, dragi tovarăși! De ce zic bună dimineața și nu salutare, dragi tovarăși? Ei bine, pentru că e ora 10:30 sau cât dracu e. Și 33. Dar n-am ce face să, decât să filmez așa de devreme. Ok, și... autobuțul mănâncă! Ia-l! Ia-l! Ok, poate găseam niște aici pe acolo, dar n-am mai stat să-l caut. Nu așa? Nu se bubuie ăsta? Nu așa? Și poți deschide asta. Bă, dar nu pot să iau ceva de acolo să arunc? Aha, uite, cutii de vopsea pe aici. Ia dăm cu a emblema asta de la, de la VLC-ul. N-a făcut boom. Da, asta atunci. A, butoiul ăla trebuia să fi luat. Sau stai că nu înțeleg. Nimă și armură. Hai bă că sunt dotat acum. Hai, dăm cu armura. Da, acum am văzut asta aici. Să sperăm că în acest episod nu o să mai avem problema aia de sunet cum am avut la episodul anterior, de am văzut că mi-am dat și câteva dislike. Câțiva dislike, dar nu-i bai. Ok, 69 HP, hai să fie cu noroc, niciodată nu e, dar asta e altă parte. Deci astea nu bubuie, astea sunt lasere, să înțeleg. M-am dus, dracu. Dom'le, că fix acum mi-a apărut grenada aia. Și am aruncat prost. Hai că-i dus să dracu asta, bun. Ce dracu a bubuit? Ok, am început bine. Dar nu pot să spargă astea. A, click dreapta, roll grenade. Așa. Boom. Adio. Auci. Asta bubui de m-a omorât pe mine. Te-l pe ăsta zace mort acolo. Ok, ușile astea se deschid. Să înțeleg că nu. Și pe geam nu pot să intru. Dar astea avem și în Half-Life 2, mi se pare. Da, da. Undeva pe la mijloc apar alea. Bun, ușile astea se deschid. Să înțeleg că nu. A, uite, pe aici pot să merg. Stai că asta face poc. Așa. Și asta a făcut un poc cam mare. Nu se deschid ușile astea. Perfect, știu. Mamă, 3 HP mai am. Sunt dus dracu deja eu.
Ok, văd că l-am și rezolvat cu un glonț. Hai, dăm cu acești pe ăsta, că murim acum. Atât, bun. Ia, văd că pe aici filtre de cafea. Hai, încarcă pistolașul ăsta. Glock, ce căcat ar trebui să fie. Un doctor nebun care zace mort. Și cam atât. Păi încotro ar trebui să merg acum. Stai, stai. Stați că nu înțeleg pe unde dracu trebuie să merg. Sau nu pe aici. A, văd niște scări acolo. Păcat că nu pot să sparg geamurile alea. Opa! Sau poate trebuia să folosesc calea pentru ceva. Așa, în caz de orice. Asta nu pot deschide. Presi că mă așteaptă ceva pe aici. Fugi! Bă, nenorociți mai sunt handicapați ăștia. Hai de capuș de zile mele. Pot să spar camera, văd că nu. Ai dezactivat asta, bun. Ba nu, astea cred că o să se activeze când... O să ajung la laserele. Stați acolo mai bine. Bun, grenăzi, aici e bine. Hai că l-am scăpat pe ăsta. Bă, nebunule. Unde a dispărut? Așa. I'm going to stay here. Lead the way. You know where to find me. Lead on, Gordon. Allow me to treat that injury. Atât. Nu te lai mă pe G-Man. Îl pot împușca? Degeaba trag în el, văd. Jimene, unde te duci? Ok, da, pe scară. Planții nu mai aveți? Uite aici. Atât. Jimene, vină încoa. Nu scape așa ușor. O butelie aia, asta o să... Asta o să bubuie, sigur. Așa. Oh, rescued at last. Thank God you're here. No, no! Nu pot să fac nimic aici? Da, trebuie să păstrez butelia aia. Ia dăm cu ace... Pușca, ce pușca mea. Opa, atât. Dar n-am grenadă. Bun, undeva pe aici am ajuns și când m-am jucat Half-Life 1 și nu Black Mesa. Hai, dar urcă. Ce seamănă asta cu MP5? Văd că a venit acum și un loading screen, exact în cel mai dragă. Bun, cine știe cât o dură? Hai mai repede. Bun.
Cam ciudate loading screen-urile astea, de ok. Ok, unul out, cam ciudat trage arma asta. Și bine că mi-a zis careva în comentarii la ultimul episod de Black Mesa că doctorie și am pot HP. Uite și tu, au de-aia zi, beretă de rus. Nu l-ați văzut spălat de mai devreme? Văd că asta de aici nu merge. Oare pistolul ăsta și astea folosesc aceeași muniție? Da. O, atât. Hai, suge toată chestia asta. Cred că îmi fac HP-ul full. Sau, ba nu, nu mi-l fac full. Pardon, armură 75. Acum îmi plouă HP-ul, cred. 98. Hai, că e pe aproape, trebuie să fie 99. Anul meu de naștere. Bine că măcar avem o armă automată acum. Hai, suge, suge acolo, dă-i limb, dă-i limb și văd că am gândit ce-l pun perete, nu-l omor că las urme. Stai că așa trebuia să fac. Și m-am damage-uit și eu singur. Mă, cât de sus e. Ia, aia mănâncă o bucată de tablă, bun. Era rar de gând. Voiam să dau cu telefon după el. Hai că șos dobitoc. Era dracu de insectă. Gata. A căzut după monitor acolo să rămână. Partea aia scapcane. Deci în partea asta am pot lua muniție. Am ce face pe aici. Măcar. În caz de orice, de orice l-o mor pe ăla, nu moare? Așa. Deci am bucăți de carne de om. Dar nu găsesc nimic pe aici? Că nu. Da, degeaba m-am dus. Chestia asta văd că nu pot să o iau după mine. Nu bubuie. Atât. Mare greșeală, Ovidiule! Mare greșeală am făcut. Da, mă mâncă în cur, n-am văzut că mai erau câteva sentinele de alea sau cum căca s-or chema. Auci! O trage în mine, firara, dracu. Thank you.
Atât. Și au murit Freddy. Și eu vreau să văd cum îl mănâncă căcatul ăla. De dracu. De ticlă zăului s-a dus. Auci. Devine din ce în ce mai greu jocul ăsta, n-am ce zice. Și ăștia o să moară ca fraierii. Cum mănâncă. Nu-l suge. L-a scuit poate. Hai că-i bun revolverul ăsta. Sau Magnum. Ce căcat o fi. Să se auzi pe acolo. Uite-l. Bă, dar bun rău e pistolul ăsta să dea dracu. Care-i șmecher acum că-l omor? Asta nu se deschide, deci în partea asta trebuie să merg. Da, nu pot să sar peste niște saci de nisip, serios. Serios. După voce ăștia zuruși, parcă. Cred că e out acum. Dacă mai și mănâncă ăla. L-au scuipat și pe ăsta. Dă încă o HP, că mai mult că de muniție de aia n-am nevoie. Și în Half-Life 2 e căcăcios SMG-ul totuși. Am mor și tu. Cât ketchup dă ăsta pe aici. Muștar, mă rog, ce-o fi. Borșnea. Atât am avut eu nevoie. Dar cred că degeaba îmi pun asta, mai bine trag fără. Sau mai bine mi-o puneam la loc. Deci pe POC.
E pe aici, mă învâr degeaba. Partea asta să merg. Bine că netul Gordon nu obosește. Și acum vine unul și îmi dă cu pistolul după ce afă m-am pățit în mafia. Haide în sus. Și mi se pare că acum ies undeva într-o curte, nu? Căci cam pe la faza asta am ajuns în Half-Life 1, că n-am jucat. Am jucat de mult Half-Life 1. O trecut an de zile de atunci, nu mai țin minte bine. Bun, loading, de ce nu? Iubim loading screen-urile. E viața noastră loading-urile, nu? Hai, dar du-mă sus. Ăștia dau cu grenada, dar rupă mine, nu-i bine. Bombardează ăștia. N-am nici grenadă din aia. Și bine că s-a blocat și jocul. Hai mă, morții te, de ce te tot blochezi? Dă HP-ul, dă HP-ul. Sus. Ăsta când a apărut? S-a rupt scara, serios? Balustradă, nu pot să mă sun pe ea. Da, mai și dau grenadă departe, văd. Poate îl trimite elicopterul la ajutoare. Ok, ne bombardează ăștia, nu-i bine. Dăm ceva pe aici, gloanțe, perfect. HP, bun. Și cam atât se pare. Partea aia nu pot să mă duc că s-a rupt scara. Da, chiar vine. Boom! Încă una! Hai de capul și de zile mele, trebuie să stau la adăpost, ce naiba trebuie să fac? Și de unde dracu mă dă acum?
Poate nu-l omora butoiul ăla, că chiar era culme după aia. Hai, da, încarcă. Asta-i dracu rău, ăștia, e mai greu jocul ăsta ca Half-Life 1. Că ar trebui să trag cu pistol normal, nu cu revolver. Bombă! Și fără gloanțe, haide, cam nu știu zilele. Dar poate nu trebuie să ies. Ba, ai închis aici. Nimic sub scară. Da, e acum bagă rachete. Geamul ăla văd că nu se sparge. Hai, da, trageți azi. Nu? Bine. Acum a dat. Boom! Da, nici n-apuc să-i văd pe ăștia că dau cu rachetele. Hai că sunt la adăpost. Hai că am văzut o grilajul ăla pe acolo, trebuie să mă... Bag, a. Și eu cum căcat mai ies de aici? Ne, m-am dus dracu. Bă, ajunge cât am filmat. Da, aici continuăm data viitoare. Bine că am văzut că trebuie să mă duc prin bunkerul ăla. Încheiem aici. Sper că v-a plăcut. Ne auzim data viitoare. Salut!